Egipt rămâne o destinație sigură pentru turiștii români, spun mai mulți operatori în turism, în ciuda celor două incidente în care două persoane, printre care și o româncă, au murit atacate de către rechini în Marea Roșie, la sud de orașul Hurghada. O româncă în vârstă de aproape 50 de ani a fost ucisă în urma unui atac al unui rechin, în timp ce înota în Marea Roșie, la sud de orașul Hurghada, scrie Reuters, care citează surse oficiale. Vineri, o austriacă de 68 de ani a murit tot în urma unui atac al unui rechin, iar autoritățile cred că atacul a avut loc în aceeași zi. Ca răspuns la atacuri, plajele din populara stațiune turistică au fost închise timp de peste o săptămână. Zeci de rechini au fost prinși și uciși, iar guvernul local a emis noi reguli care interzic hrănirea rechinilor și restricționează înotul. Severinenii întrebați ce părere au despre acest eveniment și dacă se mai gândesc să plece în vacanță peste hotare, majoritatea nu sunt speriați, spunând că a fost doar o întâmplare nefericită. Acum știi cum e treaba. Frica păzește via. Odată că a pățit unul ceva, nu se mai duce altul. Pe rechin nu-i poți, ca și pe lupi. N-ai cum să-i îndepărtezi. Fuge, dar se întoarce. Deci rechinii sunt lupi de mare. Deci ăștia au instinctul ăsta de a ataca. Și mai ales când simt sânge. Eu cred că vor da dovadă de prudență dacă nu există acolo... În Egipt, ca așa s-a întâmplat la Marea Roșie, vor da dovadă de prudență și vor chibzui dacă mai trebuie să meargă acolo sau să schimbe altă destinație. Dar părerea mea personală este că uneori mâna destinului te mână undeva și își pune amprenta asupra vieții fiecăruia. Nu cred că pot să le fie teamă să călătoresc, pentru că vor fi protejate zonele. A fost o întâmplare, un accident nefericit. Nimic altceva. Se mai întâmplă. Nu. Dar totodată considerați că i-a speriat acest... Nu. Sigur nu. Sigur nu. Operatorii turistici din România amintesc că astfel de atacuri sunt rare și asigură pe turiștii români care urmează să călătorească în Egipt în perioada imediat următoare că nu au motive să se teamă. De astfel, potrivit acestora, niciun român nu și-a anulat vacanța în Egipt până acum, în urma incidentului. Nu ne este teamă, fiindcă eu ce pot să spun, că n-au minte la un moment dat, mai litoralul tău, extraordinar de bun. Ai la Bulgaria acolo, te duci până la Bulgarii, ai la tine, ai Felixul, la Oradea, ai tot ce-ți trebuie în România asta. Și te apuci să te duci tu în Marea Roșie, adică adui o grămadă de bani, cum îi faci, pe unde îi faci, te duci și dai la sălbăticilele pe acolo. Nu, eu zic că nu. Promovăm turismul nostru, să ne promovăm stațiunile noastre, nivelul nostru de trai. Nu trebuie să mă duc cu figuri. Mă duc în Egipt, mă duc în... Păi ce dracu? E prea mari figurile pentru... Păcat ea, că a fost, era o fată tânără, am înțeles. Păi bine, dar câte cazuri din ăștia s-a întâmplat la... Nu cred că e o problemă asta. Deci considerați că e poate unul la... Întâmplare nefericită, adică na. E ce să... Da, sperie. Se întâmplă... În rece mai greu cu prețurile ăștia. Au luat aiurea. Evenimentul care a avut loc în Egipt este cu siguranță unul tragic, însă turiștii care și-au achiziționat vacanțe pentru lunile următoare rămân calmi și își urmează planurile de călătorie.